Salutare! Filmăm astăzi din nou cu Arosau și poate că vedeți ceva interesant, adică fețele de ușă deja care sunt roșii. Am ales un material care nu-i tocmai comun și ceva ce să se potrivească, pentru că ați văzut, am lucrat la scaune, am făcut centurile, ați văzut volanul și deja interiorul devine cu roșu. Astfel încât și pentru fețe aveam nevoie de un roșu și atunci să se asorteze ceva prin mașină, am găsit acest tip de material cum e exact pe scaune și am început să fac. Așa că pentru a vedea ceea ce am făcut, rămâne să vedeți imaginile următoare prin tot procesul cu fețele de ușă, cum am început și unde am ajuns. Și am ales materialul ăsta roșu din China, a venit AliExpress. Am comandat 1 m x 1,5 m și îmi ajunge la cât sunt de late portierele, aceste fațete. Asta, spre exemplu, e a pasagerului. Este lungă undeva la 90 și lată undeva de 40. Am demontat cât de mult am putut de pe el, cu mânere și cu elemente, ca să pot să pun asta cât mai bine și vom folosi un spray, nu că-i fac reclamă. Înțeles că astea sunt acelea care se folosesc la tapiserii, scrie că se poate folosi și o să vedem încetuc cum lipim treptat să facem forma. Dar mai întâi de toate, va trebui materialul tăiat, croit cât de cât după dimensiunea acestuia. Ok, și odată desfăcut am observat că am și eu loc de boxe,
Cred că astea sunt ca și la Lupo GTI, pentru că am înțeles că modelul ăla vine cu așa ceva. Deci este loc, dacă vreau doar firul trebuie să-l mai trag. Așa, și putem să punem panoul înapoi, să vedem o diferență. Eu am încercat cât de cât, un pic de mici diferențe între nuanțele de roșu există. Nu pot să fie toate la fel. Pentru că cei de la Volkswagen s-au gândit că e idee bună ca acest plastic să îl cauciuchezi. Sunt elemente ce trebuie curățate. Am ras cu o lamă, îl voi mai și șlefui și apoi îl voi vopsi într-un negru lucios. Așa, am pregătit toate plasticele, le-am șlefuit, le-am șters de praf, le-am izolat în mare parte, cam tot ce n-am nevoie să vopsesc și urmează să-i dau un primer pentru plastic ca să prindă puțin mai bine pe el vopseaua, să-mi reziste, pentru că sunt niște uzoale pe care să sperăm că vor rezista în timp și să nu se zgârie. Ok, și așa arată ele după 3 straturi de vopsea. Deci de la griul ăsta, care nu e nici negru, nici așa. Și așa arată ea asamblată. Negrul acesta lucios aduce a piano black. Tot ce ne mai rămâne e cu partea din spate, să potrivim pinii în locașuri, dar înainte trebuie să facem conexiunile. Și odată ce am mufat toate butoanele, am clipsat la loc tot, ne mai rămâne o singură piesă de pus. Asta a fost cu fețele de ușă, iar dacă v-a plăcut ce ați văzut, nu uitați să-mi dați un like, dați o abonare acolo, să cresc și eu și să ne vedem cu altă îmbunătățire pentru această mașinuță mică.